Mata, așa că să ai imagini bune. Da, am înțeles că a fost ceva mai deosebit până. De ce spuneți-mi, de ce ați ales protestat? Pentru că ieri forțele de ordine, poliția, a intervenit, probabil fără motiv justificat, adică era o fată, o tânără, aici în parc, în parcul de aici, de lângă președinție, au intervenit și au reținut-o, violent. Sunt martori care spun că poliția a intervenit inadecvat, pentru că fata a fost bruscată, a fost pusă cu fața la pământ. Noi, deja când am filmat imaginea, am văzut că avea umărul lovit, puternic, și polițiștii nu știu de ce i-au pus cătușe. Deci fata era cu cătușe pe mâini și polițiștii nu știau ce să facă, erau derutați pentru că erau filmați. Din momentul în care au reținut un om, i-au pus cătușele, trebuie să fie motiv justificat. Martorii de la fața locului spun că nu era niciun motiv justificat, iar intervenția poliției și mai ales reținerea persoanei ca să-i scoată cătușele, asta mi se pare un abuz de forță, pentru că poliția ar trebui să intervină în cu totul alte cazuri, nu când vezi un cetățean. Ei pretindeau că era băută, adică a băut o bere. După legislația noastră, după codul contravențional, nu e interzis să bei bere. Adică bere e considerată băutură răcoritoare. Se vinde chiar în parc. Din momentul în care o poți vinde și zi și noapte, poți cumpăra oriunde, poți stai să o consumi oriunde, de ce au reținut omul pentru asta? Ce legătură are președintele? La un minut de la protest, fratele meu Oleg Brega, care filma reportajul respectiv, s-a apropiat, aici era președintele Timofti și i-a reclamat problema respectivă. I-a spus că acum a fost reținut un om pentru nimic. Președintele n-a făcut niciun gest. Măcar să spună că da, vom face un comunicat de presă. Da, sună acum să aflu care e problema. Pentru că după legislație, președintele e garantul respectării drepturilor omului. În cazul dat s-a făcut de râs. E un președinte care, pe lângă faptul că nu intervine de obicei, de data asta când era chiar necesar să dea o reacție, o replică imediată, președintele s-a făcut cu plouă. A spus și a zis că e provocare. Ce fel de provocare? Dacă intervin 8 polițiști care rețin o fată cu cătușe, fără să existe motivul, temeiul, că nu era violent și nici nu era nevoie să intervină în forță. Deci credem că e un abuz la care trebuie să reacționeze, inclusiv ministrul de interne sau președintele țării, imediat, prompt. În dimineața asta am văzut că nimeni n-a dat comunicat de presă, cel mai probabil o să ia apă, o să-i picheleze. Ați cerut? Am venit să consumăm câte o bere în preajma președinției, pentru că asta mi se pare, conform legii, nu e nicio contravenție, adică noi nu încălcăm legea. După cum vedeți, erau vreo 8 oameni care consumau bine în prezentul timp, consumau băuturile curitoare.